Salutare leilor și bine v-am găsit la un nou videoclip din seria România în lume. Astăzi o să vedem o domnișoară italiancă care ne prezintă câteva diferențe dintre români și italieni, în opinia ei. Să vedem dacă sunt reale sau chiar un pic exagerate. Să-i dăm drumul cu videoclipul și să vedem. Benvenuti in questo video in cui vi elencherò delle differenze che io bine te-am găsit. Tra rumeni e italiani. Una cosa che ho assolutamente notato è che i rumeni fanno molto spesso le griglie. Diciamo che è una specie di ritrovo tra amici, ci si abbuffa e si fa una specie di salsa d'aglio, che in realtà è molto buona, però è pesantissima e ti fa... l'anito di aglio, e non è molto bello. No, dai, buoniello. Restando sempre nel cibo, i rumeni non sanno cucinare la pasta. Una cosa un po' ovvia in realtà, nel senso che è normale. Decât să gătească, mai degrabă e pasta devine... E pasta, da, și adică, cum să zic, cine... E oarecum adevărat că nu știm să gătim pasta. Da, eu mi-aduc aminte de noi, înainte de a pleca în Italia. Păi noi știam macarone cu brânză. Da, și, cu varză. Și macarone cu... și cu varză, macarone cu varză. Ce am învățat de la o unguraică unde am stat în gazdă când eram în Timișoara. Și pastele cu carne măcinată cu ăsta. Cum fac ei, zic, e un soi de sos ragu, zic italienii. Da, noi ziceam fără... paste cu carne. Macarone cu carne, pe atunci. Da, oarecum adevărat. Hai să nu zicem 100% că nu știm să gătim pasta. Pasta românească, într-adevăr, e sub orice critică. Adică dacă pui să... Dacă depășește un timp, un pic timpul de fierbere, face pireu. Cum o măligă înăuntru. Din cauza grâului din care e făcută. Bine, dacă stăm să luăm pastele, le pot face chiar cu orice. Da, da. Ok. Să vedem ce mai zice domnișoara. E că în un posto dove... Cioè... Ok, non so parlare. È normale che in un posto tipo la Romania la pasta italiana è normale, fra virgolette, che non la sappiano cucinare come la cucinano gli italiani. Però allo stesso tempo è disgustoso per un italiano sapere che i rumeni cucinano la pasta in quel modo, un po' come lo fanno gli americani. Ci mettono cose strane. Poi in realtà la vendono anche i barattoli proprio della Barilla con dentro il sugo della Barilla. Hai casa in Italia, si chiama. Il sugo della Barilla. Barilla di fatto in Italia viene. Si chiama Kaiser. Oppure ci mettono i pomodorini, i peperoni, il pollo. Non si usa sempre la mozzarella, si usa un altro tipo di formaggio rumeno. Se folosisce anche mozzarella come ingrediente. Soltanto che io non la chiamerei pizza, la chiamerei in un altro modo, perché chiamare pizza quella cosa forse non è. Dipende onde. Riguardo la pasta, se lanci il ristorante dolce. Molte cose strane, no. E soprattutto fanno come gli americani che non aspettano che l'acqua bolla. No. In Romagna sono un po' come al sud. Tipo durano 24 ore. 48. Cioè inizio poi la mattina, poi il pomeriggio. Cioè perché di solito la gente si sposa o in chiesa o in comune, eccetera. Secondo me è una cosa molto bella, perché ci si diverte tantissimo. Assolutamente. La gente vestita super elegante. Ca să vă faceți o idee, de ce zicea că la noi țin nunțile mult. La ei știți cum e nunta, începe la ora 5, se pun toți la masă, mănâncă repede în 2 ore ce e de mâncat acolo, la ora 8-9, gata, toată lumea acasă. Dau o grămadă de bani pentru... Și dau o grămadă de bani pentru haine, pentru nu știu ce, o grămadă de bani, că și la ei se dă cadou la tinerii. Cadouri, ca la noi, da. Aia e nunta la ei. În sud, și în sud, ea zice că în sud se țin mai mult. Eu în sud am stat și acolo tot cam așa se țin nunțile. Eu nu știu, nu mi-aduc aminte să-i văzut vreo 5 ore maxim se țin nunțile. Care să țină cum ține la noi de dimineața până dimineața. Sau da. La sate sunt locuri unde la noi se țin și a doua zi. Da, da. Gli uomini di solito usano il classico abito, in Romagna no, ce ne sono molti particolari, la stessa cosa per i vestiti. La cosa che non riuscirò mai a capire, perché in Italia le fanno sempre gli stessi vestiti? Non ha alcun senso tutto questo. In Romagna c'è molta, molta, molta più scelta. Invece i matrimoni qua in Italia sono un po' mosci, cioè sembra quasi un funerale, vai là, mangi, viva gli sposi e ciao. Esatto, quasissimo. Mănânci, trăiască mirii și la revedere! Un sacco,
si mangia come dei ciccioni. E questa può essere una cosa un po' ovvia e non ovvia, cioè la lingua. La lingua, ho notato che tipo per un italiano è molto difficile parlare il rumeno, invece per un rumeno è molto più facile parlare l'italiano. E non mi è discutabile, perché non ha alcun senso, però è così, è una cosa che ho notato io. Magari beh, grammatica è molto più grande che te. No, per me è così. Quindi che siamo molte chieste. In causa sta, è mai difficile per te. Au, 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 au. Ok, questa è una cosa un po' strana. È per un italiano una cosa strana, per un rumeno una cosa normale. Nelle campagne, o i vecchietti o le famiglie, chiunque usa ancora andare a cavallo con il carro, cioè tipo il carro trainato dal cavallo. Ed è una cosa secondo me un po' buffa, cioè perché per un italiano non è normale immaginare una cosa del genere. Noi per strada vediamo le macchine, basta, non vediamo tipo la famiglia dietro un carro trainato da un cavallo. Però complimenti. Questa è un'altra cosa ovvia, ma non molto ovvia. I rom non sono rumeni. Cioè, è così difficile capirlo. Potrebbe essere deschidesci a subiecto. Tu deschi subiecto. Non ho assolutamente niente con i rumeni. Provengono, non mi ricordo da dove, perché me l'hanno detto un sacco di tempo fa. Forse dovevo informarmi prima di fare questo video. Wow, wow. Vorrebbe essere rumeni, non so da dove veniva. Però so che è così. E una cosa molto buffa è che i rumeni non vanno molto d'accordo con gli zingari, con i rom. È brutto chiamarli zingari. Ma sta vasut da, ma impareremo. Chiamo copilari cu rom, cu zingari. Fontano mio, da. Deci nu, asta e discutabil, mă rog, imparerei. Oricum e drăguță fata, comentează. Ecco, questa è una cosa particolarissima. In Romania vendono tipo le cose per strada. Cioè tipo sul bordo della strada le persone mettono un tavolino. Ma sei in Italia? No, no. In cui solitamente mettono il prodotto da vendere oppure un cartello con su scritto il prodotto da vendere e il prezzo. Asta știi cum e, ce vrea să zic, că dacă te duci de la noi din Caransebeș către Timișoara, da? Între Caransebeș și Lugoș și între Lugoș și Timișoara, mai sunt oameni cu... Bă, când e sezonul de varză, a, da, vezi de-alea zi coșuri mari cu varză sau cartele, varză pentru murat, da, nu știu, da, ce, cireșe, miere. Dacă te duci de la Caransebeș către, către Herculane în partea altă, găsești mere pe marginea drumului, găsești țuică pe marginea drumului, găsești miere pe marginea drumului, o vând-o chiar pe marginea, da, șoselei. Știi că, acolo, uite, când am fost filmat în Italia cireșe, cu mami, am găsit așa, de fapt, da, în și, Gioia. Și în Italia, ai dreptate, de la noi din Opido către Gioia, mi-aduc și eu aminte, acum erau cu clădițe de cireșe, cu ăsta, și scrie acolo, ciliege, nu știu, cu 2 lire, 2 euro, kilo sau așa ceva. Nu, dar noi am găsit cu mai multe, cu cireșe, cu castane, cu miere, da, cu ei, roșii și de casă. Oh, și... nu, cu castane chiar în Gioia, deci chiar în, da, oraș, da, chiar în oraș, în Gioia, Gioia Tauro e un oraș gen... cum să vă zic, oraș de mare, da, mare. Da, cam cum e Mangalia, da, așa. Chiar acolo, pe marginea drumului, în mijlocul orașului, frigea unul la castane pe acolo și le punea. Deși la ei, da, asta în sud, într-adevăr, în sud, unde e un pic zonă nu așa de dezvoltată economic, mai mult zona agricolă. Hai să vedem ce mai zice domnișoara. Secondo me è una cosa molto carina, nel senso che ognuno coltiva le proprie cose nel proprio orto e poi cerca di vendere. Ah, esatto. No, l'ultima per normale. Și mai ales că asta zice că e o chestie interesantă, pentru că tu le iei chiar proaspete, le iei, da, chiar, da, de... Da, da, păi atunci, omul, știi, omul le cultivă, da, și, da, și le pune acolo să le iei. Cam, da, cam rar întâlnești chestiile astea, de fapt nu întâlnești deloc în părțile de sus din, bun, Italia. Da, acum aici cultivă, ce cultivă, că de nu cultivă, da, zicea, da, de zmeură și de afine. Ok, leilor, asta a fost domnișoara italiancă, simpatică, părerea mea, păreri personale, pertinente, pertinente și destul de drăguțe, apropo de noi românii. Cam atât pentru videoclipul de astăzi, nu uitați like, subscribe pentru noi veniți pe canal și un share la videoclipurile noastre. Ciao, ciao!